Bună, eu sunt Jenna și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi, ca să fiu și eu rând cu lumea, așa, m-am gândit să fac și eu videoul ăla cu produsele favoritele lunii noiembrie. Dar fiindcă eu nu sunt tipul așa care se uită înapoi, eu mă uit mereu înainte. Mie îmi place să mă uit spre viitor, m-am hotărât ca astăzi să fac video cu produsele care o să le folosesc sigur, sigur, 100% în luna decembrie. Deci haideți să vă arăt ce o să folosesc eu luna aceasta. Și haideți să începem cu mâncărica, că grasele au nevoie de energie ca să... Și să facă video, îmi trebuie să mănânc ceva. Haideți să vă arăt ce. În primul rând, o să folosesc sigur ceiuțul ăsta de la Twinings. Bine, că voi puteți folosi ceea ce vă place. Este cu ceai negru și vanilie. E așa de bun, mă. Îți vine să mănânci hârtiile astea cât e de bun. O altă chestie pe care îmi place la nebunie zilele astea este sesamul, susaiul, parcă susai spune la noi, da. Și asta e cu miere, deci o să mă simt mai puțin de vin așa, că e prea dulce, deci are prea mai puține calorii, nu prea are grasuri și carbohidrați. Deci mănânc astea așa când îmi vine pofta de câte ceva dulce. Și ce am descoperit în ultimul timp și care o sigur o să-l folosesc încă este roșia uscată. Roșiile uscate sunt făcute așa cu sare, sunt foarte uscate, nu pot să mănânci așa dintr-o dânia, că e foarte sărată, dar dacă o adaugi la o salată, la ceva, mamă, e o nebunie. Mie îmi place, are un miros așa frumos de țară, de pământ, îmi place la nebunie. O altceva care, fiindcă suntem în pregătirea pentru rochița de anul nou, în ultimul timp am folosit acest cărbune. Este un cărbune pentru a-ți desufla burtica, dar problema este că trebuie să stai pe acasă, pentru că aerul care se elimină din burtica ta nu e prea plăcut să-l elimini pe stradă. Deci trebuie să fii cât mai aproape de baia ta ca să nu deranjezi pe nimeni. Și asta sigur o să-l mai folosesc, că dacă mă elimina aerul așa din burtică, se mănânci noi mai slăbuțe. Și haideți să trecem la ceva chestii de make-up. Sigur o să folosesc trusa asta de la Benefit, este foarte drăguță, am primit-o cadou, are niște culori super, super, ăsta e argintiu, ăsta. Și au o pigmentație în wow, de nu se poate, aici au și niște farturi în cremă, deci ăsta e preferatul meu și dacă îl găsiți, fetelor, luați-l că e de nu se poate. Îmi place la nebunie. Încă ceva care eu ador și eu nu știu dacă România este Kiko, dar este fondul de ten de la Kiko. Au așa de multe, multe nuanțe pentru toate tipurile și culorile și de piele. Și eu în sfârșit am găsit unul care se seamănă cu fața mea pătată de vitiligine. Și fondul ăsta de ten e super, super, super. O altă chestie care îmi place la nebunie este rujul roșu, ăsta roșu tot de la Kiko. E ce mai e așa cum îmi place mie, știți că mie, eu sunt tipa cu rujul roșu. Și încă ceva care mi-a plăcut mult de la Kiko este creionul ăsta care e mat. Tot roșu, în nuanța 04, îți rămâne o grămadă pe buze, e super. O altă chestie care o vă recomand, eu nu știu să spun recomand, trebuie să-mi întreb pe cine, să-mi întreb pe Alexandra cum se spune. Este rimelul ăsta de la Essence, nu,
E un rimel de la Debbie, all in one. E de nu se poate. Deja asta e al treilea care îl cumpăr și sigur o să folosesc și în luna decembrie. E un rimel care nu-ți lasă așa multă chestie de aia pe gene și îți face genele mai naturale, dar ți le și ridică. Nu, e super. E singurul rimel din toate care le-am încercat care îmi place la nebunie. O altă chestie care o recomand, cred că așa se spune, este sticluța asta de plastic de la My Protein. Este, se desface așa mișto, pui apa în ea, pentru că eu uit mereu să beau apă, mi-mi pun apa aici sau ceaiul sau astea și dacă văd sticla asta, beau din ea. Dacă nu văd sticla aia, nu uit să iau sticla normală să beau. Și asta mă ajută mult. Deci, fetelor, dacă nu beți destul, luați-vă așa ceva care vă atrage să beți. O altă chestie care eu vreau să, nu știu dacă vreau să vă vorbesc despre ea, este parfumul One Moment, care este parfumul de grupul One Direction, fetele mai micuțe, așa știu despre ce vorbesc, de cei cinci băieți fantastici. Eu am fost la concertul lor la Milano anul trecut în iunie și mi-am cumpărat, de fapt ne-am cumpărat eu și fata mea acest parfum. Are un parfum de nu se poate, e nici dulce, nici acrișor, e sexy. Îmi place nebunie și are așa forma asta, așa mă simt eu o regină în casa mea. Și ce vroiam să... săptămâna, zilele astea mi-am cumpărat ghetuțele astea care sunt adorabile, eu le ador și culoarea și îmi ține piciorul bine și sunt și înalte, că eu sunt pitică așa ca să pot să fiu și eu mai mișto așa. Le-am dat, era un ofertă jumătate, le-am luat de la Piața Italia, e un magazin aici, sunt, de nu se poate, am dat 18 euro pe ele, că erau un jumătate cu scontul de 50% și sunt foarte, foarte fericită. Încă o chestie care îmi place mult să port sunt pantofiorii ăștia, care îi port seara așa când ies cu prietenul, pentru că eu sunt pitică și ăla e înalt 1,87 m, deci vă dați seama că eu trebuie să sufăr un pic ca să fiu pe lângă el și astea îmi plac la nebunie, îmi place că sunt desfăcute aici și eu chestia asta desfăcută pentru mine e ceva sexy, nu știu de ce îmi place așa mult. Și vă mai arăt și gentuța pe care luna aceasta o folosesc. Este o gentuță care se poate purta așa, dar poți să o pui și așa sau așa, cum vrei tu. E o gentuță mai rochetară, dar eu sunt un pic mai rochetară așa și îmi place la nebunie. Deci, cam astea au fost produsele mele de luna decembrie. Sper că nu v-am plictisit. Nu uitați să dați un like așa dacă v-a plăcut, dacă nu, n-are nimic, e important să mă vedeți. Și vă mulțumesc pentru companie și ne vedem data viitoare. Ciao, ciao!